salutare, dar prieteni ai grădinii exotice. Astăzi am ieșit un pic la adunat salată bio, câte un pic din fiecare, să facem o salată pentru fripturica de diseară. Avem o salată barbera, este un pic picantă, se aseamănă cu hranul la gust. Este foarte gustoasă și foarte rezistentă la secetă. Nu prea are nevoie de apă, nici nu prea am udat-o. Într-adevăr, anul ăsta a plouat mai mult, dar nu am udat-o. Este foarte fragedă. Și are un gust deosebit. Barbera. Aici avem niște leuștean pus în primăvară din rădăcini. Foarte bun și acesta. Mai avem încă ridichi. Și crizantemă comestibilă. Inițial nici eu nu auzisem de ea. Am luat-o de la Indagra anul trecut în toamnă. Și este și frumoasă și foarte gustoasă. Mergem imediat să vă arăt și florile de crizanteme comestibilă. Cealaltă crizantemă nu este comestibilă și are un gust oribil. Aceasta este foarte bună la gust. Crizantemă comestibilă. Am mâncat toată vara din ea și încă mai avem. Toate bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine. Și tot pentru salată să nu uităm frunzele de busuioc. Acesta este un busuioc cu aromă de lămâiță, de scorțișoară, sunt mai multe tipuri. Acesta are un gust mai deosebit. De lămâiță. Când eram eu mic, părinții și bunicii spuneau că nu este bun busuiocul. Din păcate se înșelau, este comestibil și pe deasupra are o grămadă de proprietăți antiseptice, în primul rând, și trebuie să-l folosim neapărat în salate. Acesta este roșu. Pentru o sălățică, câteva frunze este de ajuns. Punem și la paste. Este în totalitate bio, nu are dăunători.